știți că e o plăcere de simplită pentru mine, așa este o onoare umblă cumva, o plăcere umblă de a împărți, de a contribui cumva la împărțirea celor două orașe de reședință în care Modesta mea persoană și are reședința, respectiv Anenii Noi și Târgu Neamț, pentru cei care nu știu, Mihai Slobodeanu 99, subsemnatul, locuiește, domicilează de 6 ani deja. Să știți că Târgu Neamț mi-a devenit grație, în primul rând, bunului prieten, bunul profesor Emanuel Balan, grație domnul Vasile Luculescu, grație domnului primar, grație multor altor oameni frumoși și la chip și la suflet, mi-a devenit practic o a doua casă. Am fost de menorată ori cu atât în trecere cât și în tabere de vară organizate, inclusiv și cu susținerea Consiliului Local Târgu Neamț, susținerea Consiliului Județean Neamț. Am ajuns să fiu cunoscut la cetate, domn profesor cu copiii. Domn profesor de basarabă cu copiii, deja mă cunoștea și pasnicul de la cetate. Și vă zic în special, dați în faptul că mâine, 27 martie, mai aniversăm noi, cei din Republica Moldova, partea noastră, cel puțin, aniversarea 103 ani de la Unirea din 1918. Iarăși, nu vreau să vă citerez acum cuvinte mari și pompoase, dar pentru mine este o dată importantă și mă bucur că semnarea acestui acord astăzi are loc exact în ajunul acestei aniversări, pentru mine importantă. Eu așa am fost educat și atunci. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, domnule viceprimar, domnilor consilieri și doamnelor consilieri, pentru onoarea pe care ne face, că ne acceptam calitatea de parteneri și chiar și de frați. Noi, la rândul nostru, vom fi gazde primitoare și noi atunci când veți avea plăcerea și posibilitatea să ne vizitați. Prelev și care își invităm, atât la nivelul orașului din noi, cât și la nivelul Consiliului Raional. La nivelul Consiliului Raional avem deja un parteneriat de 3 ani de zile cu Consiliul Județean Neamț, precum și cu alte 7 consilii județene din România. Avem un total de 8 parteneriate. Mă bucur că județul Neamț a mai dat un parteneriat acum câțiva ani între Primăria Bălzătești și Primăria Nereni, Anenii Noi, între foștii primari și de acolo și de dincolo. Deci ne apropiem încetul cu încetul și ziua de azi este doar o etapă în această apropiere și în anihilarea în sensul bun al frontierii de la Vă mulțumesc foarte mult!